Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mama, chiar și o engleză. Nu ești ok acolo? E ok, dar nu se ridică focul ăsta. Pentru că, evident, o cremă necesită 10-15 minute ca să stai lângă ea. Ea la început nu se îngroașă. Și își dă seama, Monica, ai pus amidon la cremă. Zic, păi nu am pus. Eu zic să folosești amidon, te ajută la îngroșat, așa o să stai 100 de ani. După 20 de minute, Nina tot învârtea la cremă și a luat decizia să nu folosească amidonul la cremă. Ce ai acolo? Anglezul. Atâta? Păi ne ajunge, că facem și ciocolată, avem și căpșunile la fundă. Este 3 straturi. Okay. E puțin? Că punem și frișcă după aia. Nu ai nevoie de atâtă cremă pentru tărtăluțele alea așa micuțe, pe bune. Ideea că trebuie să o umpli. Umplem, da. Haideți. Vreau să înțeleg dacă ea va rămâne doar cu această cantitate și a fost o decizie pe care și-o asumă până la capăt. Da, ajunge. Pui căpușună, după aia mai pui și crema asta. N-ai nevoie de atât. Știi cum e? Trebuie să ai, dacă n-ai în compoziție, în tartă ai mucit degeaba. Eu zic să încep deja cu amidon, n-o să ți se îngroașe. Păi, amidon. Zic, lasă Monica, mai fă-mi și mie încredere că știu să fac o cremă patisieră. Adică nu e complicat. Încă 2 minuțele mai lipsea și era crema gata. Hai mă, fă-l cu amidon, că stă mai bine cu amidon, copii. Amidon, ai băgat, ai scos vanilia de acolo toată? Da, nu, o las să se încuzeze, șefe, vanilia. Să se infuzeze fata mea! Să infuzeze pe masa! Haide! Adă-mi amidon! Mă duc să-i aduc! Zim ceva în versuri! Zic, Cătălină, zic! Poate amidon, n-ai, poate da, vanilia, să aibă gust de vanilie. Amidonul îl pui direct acolo. Nu să măsa, dacă nu o tai. Nina făcea cremă englez, ca la cata. Călzești laptele cu vanilie în fier, îl lași să tempereze, pui peste gălbenușul și încet. După aia pui pe foc și iarăși încet, la foc mic așa. Vezi că avem 60 de minute în care trebuie să faci și cremă, trebuie să și răcești, trebuie să faci și tarte, trebuie să se și răcească, trebuie să și montezi. Ce nu înțelegeți? Lapte? Pui la fier cu vanilie. Nina, pune într-un bol, că trebuie amestecat, amidonul ăla rămâne prins de fund. Hai că la Nina, mestec. Te rog, ascultă-mă. Temperezi, adaugi gălbenușile, pui un pic de amidon. Acum e ok. Doar câte puțin și amestești continuu. Și gata, ai rezolvat toată combinația, 10 minute. O pui că trebuie să se răcească. Haideți! O pierd foarte mult timp. Poină, poină! Vreau să fac gălul tău, șef. Mai e mânina ăla, mă, mai e până la felul tău, păcărnat! Ce să cântărești, mă? De obicei fac sosul pe cântar ca să fiu sigur că iese de fiecare dată la fel și mi-a zis că mai stai puțin. Ia creveții și îmi tai un pic că trebuie îndreptați. Și trebuie crestat pe partea asta și pe partea asta un pic. Ca să-l îndrepti, da. Mai, un pic cam mult. Așa, trebuie să fie drept. Da, am curățat creveții, i-am tăiat, le-am scos stomacul. Ești gata? Da. Ne apucăm de căpșuni. Da. De pe jos. Să mă duc după căpșuni sau să căpșunile continuă. Doar le speli și le tai, da. Codițele, apoi le băgăm la blender. Deci nu te stresezi cu ele. Da. Când au venit de formă, am întrebat să te ajut la formele. Nu, că mă descurc, du-te la căpșuni. M-am dus la căpșuni. Dar poate trebuia să stau acolo să zic și eu că nu, cred că asta e greșeala mea în echipă, că eu mă las. Niciodată nu prea intru în inițiativă că nu, să mă opun la ceva, pentru că consider că sunt acolo să învăț și am încredere în ei și fac cum ar veni tot ce zic. Nina, nu se îngroașă. E crema angleză, trebuie să lași și un pic de timp să-i lași, nu că... Nina, 10 minute crema se face după rețeta pe care ți-am dat inițial cu amidon. I-am pus rețeta și i-am pus și amidonul, nu? Ai pus și galbenuș extra? Da, da! Cât galbenuș ai pus la două porții în gramaj? 125! Și tu faci de două ore, doi! Da, de două ore, uite-te că e jumătate de litru am pus! Păi zis că faci ori doi! Cât ai pus? Am pus jumătate de litru. Păi ți-am spus să pui un litru. Noi am stabilit că vom face ori doi și am vrut să înțeleg de ce face doar jumătate din cantitate. Nu mai e prea mult un litru de cremă patisier. Nu, că e suficient. Nina, mai ai timp să mai faci o dată? Simpaticilor, mai aveți 30 de minute. De ce un să mai fac o dată? Am zis că facem ori doi. Ori doi am scris aici. Mă, hai Nina, că-ți fac două ori. Să vezi că o aruncă. Efectiv, nu a vrut să mă înțeleagă că mi-ajunge 500 de grame. M-am apucat și am făcut din nou. Tu dacă știi că ai timp să mai faci încă o dată, ăla nici nu s-a îngroșat.
prima porție ajunsese la un anumit nivel de fierbere, ea trebuia să ajungă și cu cealaltă cremă la același nivel de coacere pentru a le împreuna și a face întreaga cantitate de cremă. Cu amidon de data aceasta, că a acceptat și sugestia cu amidonul, pentru că și șef a zis să bage amidon. Ce are amidonul? N-ați amidon, să simt acolo gustul de făină, vroia ea probabil. Nina n-a fost prea fericită, dar a acceptat ideea. Mai bine își vedea de treaba ei și termina tartele decât să tragă cu ochii la fiecare două secunde pe crema mea. Nu e problema mea că nu are încredere în ceilalți, adică se observă din ce în ce mai mult că noi chiar nu avem încredere unul în altul. Cu Varza avem o problemă, cât am dau e o problemă. Mai trebuie... Minutul 27, n-avem încă sosul, frate! E minutul 27 și nu ai plăcintă, frate! Avem plăcintă, șef, la și 25 este gata ca să-ți arăt că-mi fac treaba. Mai aveam 27 de minute să dăm afară și am grăbit să bage prima gugoașă în ulei. Șef, vreau să pui și castravete și puțină ceapă verde. Păi, n-am făcut nimic 33 de minute. N-am făcut prea multe. Dragii mei colegi din față, ați câștigat la mustață? Nu am rima, batovina. Lumea zice că și râd, dar eu m-am născut poet. Ce mă enervează că sunt foarte relaxați. Sunt cu piciorul în groapă, băgăm urechile în apă. Ciupercuță eu mai pun sau mă duc singur de nebun? Pune ciupercuța și arată-i... Trebuia să vorbesc și am găsit tot felul de rime. Umplutura de stulică, măruncică, măruncică. Sunt sau nu potrivite, dar sunau a rimă. Am pus ou și unt să țină, acum trebuie să pun făină. Am decis să tag din Google, să le explic în limbajul semnelor. Cu Varza în plus, eu te-aș ruga să bagi în blender și cu crean un pic de frișcă să pară a piure de frișcă. Creierul eu să-l fierb? A fost un pic mai greu astăzi, pentru că Laurențiu și Mihaela nu stau prea bine pe prime și ei mai mult gesticulau. Cu ei nu prea am putut să mă înțeleg, să zic așa. Pentru ca să o facem luată, poți să o pun pe toată odată? Este multă, da, e bine, bag-o în continuu, îmi vine. Ca să nu o faceți lată, să-i pui și un pic de apă. Bineînțeles okay. Că trebuie să fiarbă, să nu fie ceva banal, o să-i pun chiar la final. Să nu fie ceva banal, să n-aștepți până la final. Emoția, am senzația și ne încurcă gravitația. Când pui nu te mișca și dă-i ca ploaia. Ai învățat, în sfârșit. Mulțumesc, ia un cuțit. Luna mută. Am tăcut în prima parte pentru că mi-am luat super anxietate de la cipercele alea și mizeria aia de praf. A trebuit să-l pun și ploaie, să mor eu, nu am înțeles cum să închege chestia aia. Bagă-l sus, sus, sus de tot și o să avem un... Mafion. Tort. Mintea mea și-a luat friză, efectiv, ea, singură. Da, să-l blanșez la sos. Are ceva în ea? Da, șef. Și te rog, nu fii smardoi, că e minutul 22. Dar nu mai avem timp, trebuie să fac... Hai, mâine, ia și foale, lasă-l pe el să-ți facă asta! Lasă că fac eu, mă! Sus și nori, pune ala și aia, a făcut el grămăjoare. Păi da, dar trebuie împărțită mod egal. Păi sunt mod egal. Ia și fă, mă! Ia, bă, și pune cu mâna, pac, întinde. E minutul 21, hai că trag cu tunul! Asta ar fi două porții aici, da? El a făcut grămăjoare, zice că face porții. Gândește-te, ai una așa din care faci trei porții. Fă-mi așa din care să ai nu, una, că ies numai două porții, ca trei. La măsura la oală. Constantin ar vrea să le facă pe toate, își dorește să facă cât mai multe. Trebuie să învețe să aibă încredere în colegii lui și odată ce le spune ceva să vină să coordoneze, să-l guste sau să-l îndrume, dar nu trebuie să le facă pe toate. Dragii mei, v-au mai rămas 20 de minute. Băi, mai avem 20 de minute și nu avem nimic gata. Nu să punem nimic în farfurie. Acum trebuie să fie gata. Să poți o tai, să poți să-i dau și o față, să o caramelizez un pic. Șef Sorin era puțin agitat. Bagă-le, mă, pe astea, câte mai ai de făcut? Asta e ultima. Eram sigur, deja rulam balotinele, aveam apa fiartă, urma să le pun, știam că vom termina la timp. Hai, aia, da. Sare, da. Ulei, da. Ultima balotină, șef. Pătrunzel și usturoi. Fină, mai ia și niște făină. Ulei de măsline, sare, piper. Și am nevoie de un castron. Ca să fie roz bombon. Ca să fie roz bombon. Șor, ai luat un? Da, fac eu sosul. Bine? Tolmai. După ce se stabilise de la bun început și mi-am asumat că voi face veloteul ăsta, se apucă el de sos.
N-ai încredere să-l faci? Ți-am zis că fac la început. Fă-l. În momentul ăla am izbunit, am zis, du-te, n-ai cum. Nu, George, hai, fă-l. Am văzut că nu faci nimic. Vedeam că mai e foarte puțin timp și că nu se ocupă nimeni de sos, așa că am luat decizia să mă apuc eu de să termin sosul. Dacă el va face toate elementele pe care vrea să le pună în farfurie, el zice că va câștiga. Eu îi spun că va pierde. Nu, șef, ziceți-i lui George să facă sosul, că auzi că nu face și el. Fac 15 zile, înțeles, n-ai înțeles. Bro, trebuie să înțelegi că lucrurile se fac în echipă, nu individual, în momentul în care ești într-o echipă. George! L-am luat pe George să facem veloteu. Doamne, ferește, lasă să facă. Constantin vrea să facă el tot. Și cu Dan e aceeași problemă, să facă el tot. Zic, băi, frate, n-ai cum să faci tu tot. N-ai timp, n-ai când. Mai ales că te miști încet. Și de-aia sunt și iasă fiecare să-și facă partea. Ce faceți, mă, acolo? Vreau să îngroș puțin crema. Bun crătițoi cu lidă căpșuri. Și învârteanii. Bă, nu mai e roșie deloc, mă, dacă de ce nu lăsați că... Ai zis că faci cu litra să fie rece. Zici, ce caută ăsta pe foc? Inițial, șef spusese să facem un culii de căpșuni, doar blendate și puse în coaja de tartă. Și este o idee super faină, e super răcoritor, super fresh. Culii era doar niște căpșuni date la blender și strecurate, asta e culiul. Stai să nu-l mai fier, că n-are sens. Când am gustat din acel piure blendat de Diane, era foarte apos, pentru că nu sunt căpșuni de sezon, sunt super, super apoase. Iar dacă pun un așa conținut apos pe acea coajă de tartă, se va muia și nu va mai fi ce trebuie. Numai când să răcești măsa, mai sunt 17 minute. Mi-am asumat decizia de a le procesa termic și adăuga și puțin zahăr brun, pentru că nu erau dulci, și amidon, să se lege, să se îngroașe un pic. Păi, șef, că am zis să-l mai reduc și să... Bă, mă uit la ceas. Bă, mai aveți un sfert de oră și n-avem nimica, bă, fraților. Bă, era un sfert de oră. Când îl fier tu pe ăsta, deci nu venea să cred. În acest moment, având-o pe Nina coechipieră și cu atât de multă experiență și lăudându-se în celelalte etape, că folosește agar-agar, folosește xantan, produse pe care eu le-am spus, eu nu le folosesc, eu folosesc amidon. Și ca un coechipier care vrea să ajungă la un rezultat final bun, chiar aveam așteptări de la Nina, uitându-mă acum, retrospectiv, să-mi spună, hai să băgăm niște agar-agar. Nu am mai vrut să-mi mai zic nimic, pentru că iarăși m-am supărat. Dar de bune, adică lasă-o să facă ce vrea. Dacă e încăpățânată și vrea să facă cum vrea ea, lasă să facă ea. Da, este și vina mea că nu știu tot ce știe Nina și toate informațiile, dar în egală măsură, atâta timp cât facem un produs împreună, ne spunem în timp ce le facem. Agar-agar, eu ne folosind acest ingredient, nu m-am gândit la el, așa că am mers mai departe și îmi asum. Grăbiți-vă, mai aveți doar 10 minute. 10 și carnea nu e rece. Dă-l afară, sărăcii, nu trebuie să-l lași înapoi. Șef, un sfert d'oră, Scott? N-are un sfert d'oră niciodată, nebunule. Fantastic. N-are. 20 minute, n-are, scuze. N-are. Of, Cătăline, ce s-a legat de tine? Ce s-a legat de mine? Ca să spui cum e la tine. Că la mine e la sol. O să o luați la fundul gol? O să o luăm la fundul gol. Frunză verde și o puțin. Ce face a mea fasolică? Mă, copii, este nasol, o să o luați la fundul gol. Mai lapte deloc, ai aruncat tot laptele, bă, băiatule. Băi, ai aruncat tot laptele, băi, de șteptele, băi. Tot timpul arunc. Da, trebuie să păstrezi întotdeauna un pic să pui acolo. Hai, gătiți cu astăzi, nu știu ce aveți. Pune mâna și montează fasolea să stea la bază. Chiar dacă e fără pată, credeți că se este gata? Gata, că se taie. Nu se taie. Monica, știu și eu să fac crema, pe bune. Nu se taie. 8 și nu sunt gata de scos. Dă-i, că mai avem 8 minute. Mai aveți 8 minute, n-aveți nimica, gata, sunteți nebuni. Noi nu avem nimic pe farfurie. Mamă, 8 minute, ăștia n-au nimic în farfurie. Doamne ferește. O să le aduc un ceas de la mare așa. Bă, uite așa mare, cu cronometru, dar nici pe la nu l-aute. Bă, nu-i scos cu capul de acolo. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.